Și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt pentru început principalele subiecte ale zilei.
par la PNL. Știau foarte bine ce doresc, cam același lucru pe care îl dorește orice opoziție. Deci am venit la meeting să fac dreptate României. Românilor au fost
mai rămăsese la meeting, au mulțumit jandarmilor că au fost prezenți să mențină ordinea și presei că a consemnat evenimentul. Apoi au plecat, probabil așteptându-se ca moțiunea de cenzură să nu aibă succes, așa cum de altfel s-a și întâmplat. Persoanele care au dizabilități de auz sau vorbire vor putea să folosească numărul unic 113 pentru a cere ajutor atunci când se află în situații de urgență. Deși serviciul la deja în vigoare, apelul de urgență nu poate fi folosit deocamdată, deoarece autoritățile se ocupă în prezent de implementarea acestuia. Organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență prevede că atunci când au nevoie de ajutor persoanele cu dizabilități de auz sau vorbire să folosească gratuit numărul unic 113 prin SMS-urile asociate apelurilor de urgență. Practic, un SMS asociat numărului de urgență către serviciul de urgență 112. Persoanele cu dizabilități vor putea să folosească numărul 113 doar după o înregistrare prealabilă a propriului sistemului pentru apeluri de urgență. Deși serviciul a intrat deja în vigoare, apelul de urgență nu poate fi folosit deocamdată, deoarece autoritățile se ocupă în prezent de implementarea acestuia. Situația implementării serviciului este prezentată într-un comunicat de presă pe site-ul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. La această dată sunt create condițiile tehnice care permit excepționarea și prelucrarea mesajelor la nivelul platformei de comunicare.
și IT a sistemului 1.1.2 pentru implementarea și darea în funcțiune a serviciului urmează ca în termen de 60 de zile să se pregătească activitatea de înregistrare a beneficiarilor acestui serviciu și în colaborare cu operatorii publici de comunicații mobile să stabilească gradul de cooperare tehnică și operațională pentru implementarea în rețelele publice de telefonie mobilă a serviciului de mesaje scurte asociate apelurilor de urgență prin apelarea numărului 113. Persoanele cu dizabilități de auz și sau vorbire se pot înregistra după intervalul de timp menționat în paralel cu darea în funcțiune a acestei facilități a sistemului 1.1.2. Înregistrarea în baza de date a persoanelor cu dizabilități va putea fi făcută și după ce serviciul va fi pus în funcțiune. Persoanele care vor transmite cu rea voință în mod repetat SMS-uri la acest număr vor risca să fie amendate cu o sumă cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Aceeași sancțiune se va aplica și pentru SMS-urile care aduc injurii operatorilor. Tot mai mulți giurgiuveni și-au plănuit concedii din străinătate în vara aceasta luând în calcul și eventualele probleme de sănătate ce pot apărea pe durata vacanței. În acest sens, turiștii solicită la Casa de Asigurări de Sănătate eliberarea cardului european de sănătate cu ajutorul căruia pot beneficia gratuit de servicii medicale de urgență. În care se îmbolnăvesc sau suferă un accident în perioada în care se află în afara țării,
persoanelor care sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, deci cel puțin 5 ani și sunt la zi cu plata contribuțiilor. În baza cardului european de sănătate turiștii, dar și cei care se află la studii sau într-o călătorie de afaceri în Uniunea Europeană pot avea acces gratuit la serviciile medicale din sectorul public în aceleași condiții ca și cetățenii țării în care călătoresc. Valabilitatea cardului european este de 6 luni, de la data dobândirii și poate fi folosit în orice stat membru al Uniunii Europene. Serviciile medicale care pot fi oferite în baza cardului european într-un stat membru sunt serviciile de urgență pentru stabilizarea afecțiunii respective dacă presupune un tratament pe un termen mai îndelungat, continuarea se face în țară. Cardul european de sănătate se obține unei cereri pe care asiguratul o depune la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. O alternativă este asigurarea privată cu ajutorul care iau urgențele se pot trata și în clinici private. Posesorul însă trebuie să aibă bani asupra lui cu costurile urmând să-i fie decontate de asigurator abia la revenirea țară. Este o asigurare pentru călătorie în străinătate, care este o asigurare facultativă pe care un
este solicitat la o firmă de asigurări generale care din cunoștințele pe care le am este pe o perioadă limitată de la 35 zile până la 3 luni, 6 luni, nu știu exact. Și este contracost, toate serviciile se derulează prin firme private intermediare. În anul 2014, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu a emis 1.032 de carduri europene de sănătate și 41 de certificate de provizorii. Reprezentanții PNL Giurgiu au discutat și ei astăzi despre moțiunea de cenzură și despre motivele pentru care au dorit ca premierul Victor Ponta să plece de la guvernare. Unul dintre motivele de nemulțumire a fost și faptul că parlamentarii PSD au anunțat că nu vor participa la votul privind moțiunea. Președintele Consiliului Județean Giurgiu Vasile Mustăți a invocat un articol din Constituție afirmând că decizia ca parlamentarii PSD să nu participe la vot contravine acestui articol. El a făcut și o comparație între aleșii locali și parlamentari, precizând că neparticiparea la vot este ilegală. Dar dacă la noi chem consilierii la partid și le spui cum să voteze, înseamnă că faci
situația din plan local, liberalii Giurgiuvene se pregătesc să constituie propunerile pentru listele de candidați la alegerile locale din 2016. Avem un grafic, dar eu am anunțat săptămâna trecută. Avem un grafic care trebuie să
acest post, pentru posturile la primăria municipiului Giurgiu și vreau să vă mai spun că mai avem cel puțin doi Juvean, care va intra în bătălia pentru postul de primar în 2016 va fi adus la cunoștința opiniei publice după ce partidul va realiza un sondaj de opinie. negativism nevindecabil, ci doar constatările celor care trăiesc aici sau care vin la oraș chiar și pentru câteva ore. Juvenii sunt copleșiți de griji și mulți dintre ei fără speranță și convinși de faptul că
și ai greu? Unde să greșește peste tot? Deci peste tot o să greșești. Începând de la o ea mare, încep și găsește mici. Foarte greu.
n-au unde să meargă, să lucreze. Merg spre capitală. Cam atât. Eu așa consider că întreprinderi fabrici din asta să dezvolte locuri de muncă. Locuri de muncă într-un final. Da. 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 Ați văzut ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Directorul combinatului chimic Giurgiu. Ce s-a întâmplat cu combinatul chimic Giurgiu? L-a întrebat cineva pe el. L-a întrebat cineva pe el, bă, nene, ce-i făcut, mă, tu la combinatul ăsta? Că eu știu multe chestii de acolo. Eu m-am dus pe la... am fost pe la București cândva și... Domnule, ce noroc aveți! De ce, domnule, avem noroc ce aveți directorul Păstelică Dumitrașcu, că e bolnav de chimie și nu luați în sală de 3 luni. Nevoiți să se deplaseze până la sediul direcției de asistență socială de la Giurgiu Nord. Cei care nu încasează drepturile bănești pe card își pot ridica banii aferent în sprijinul acestor direcții de asistență socială anunță că
banii se pot ridica pe parcursul a 3 zile de la sediul direcției de taxe și impozite locale din șoseaua Tineretului. Cei care își încasă drepturile pe stat se pot prezenta la ghișeul direcției din impozite și taxe locale din strada Tineretului.
stresul cotidian și cum se servirea mesei la restaurant aproape ca devenit un lux din cauza constrângerilor financiare. Aflat
reprezentanții galeriei Astra Giurgiu pe partide ce se desfășoară pe terenul 2 al stadionului Marina Anastasovici. Colegul nostru, Gelu Brebenel, se află acolo și ne spune care este atmosfera pe stadion. Bună seara, Gelu! Este moment de
aibă jurnalul continuat. Nu este
numeroase produse alimentare alterabile și animale vii pe durata interdicției autovehiculele menționate vor staționa în afara carosabilului fără să obstrucționeze ceilalți participanți la trafic. Actor și regizor român Aniversitatea Lunii Iunie, Dan Tudor, susține că îi datorează respect profesorului său Mircea Albulescu. Artistul a jucat în câteva filme, dar mai apropiat se consideră de teatru, căruia îi se raportează ca unui cadou primit. Publicul însă contează foarte mult pentru bucureșteanul colaborator al mai multor teatre din capitale și din țară. Tudor, actorul și regizorul bucureștean, născut pe 12 iunie 1967, este artistul care susține că toate aparițiile sale pe scenă presupun o cu publicul, mai ales că teatrul este locul unde se întâmplă lucruri regizate, nu imprevizibile. Lui publicului, Dan Tudor, îi poartă când declara cu ocazia unui interviu că bucuria actorului stă în momentele în care spectatorul gustă piesa jucată și se detașează de activitățile cotidiene. Înțelege
a jucat în Avarul Îndrăgostit o piesă a lui Cristi Juncu în regia lui Vlad Masici. Este piesa în care Dan Tudor îl are ca partener pe Marius Bodochi, ambii actori având într-o perioadă de relații de colaborare cu teatrul Jordan Tudor Vian. Teatrul Național, Teatrul.
luat atenție și vă doresc un weekend plăcut. Duce sportivul clubului Acvila Sorin Băluț a obținut o valoroasă medalie de aur la campionatul european de ușu. Alți patru luptători au urcat pe podium la naționalele de ușu Kung Fu.
este destul de puternică. Competitorii noștri cred că au nevoie de aceste competiții sau o participare mai la aceste competiții. Sunt sportivi care au fost și vizați pentru a fi selecționați în lotul național de ușu. Pentru rezultatele obținute. Sunt sportivi care au obținut rezultate de valoare încă de la începutul anului competițional. Iar medaliile de acum sunt de contul muncilor. Sperăm că în viitorul apropiat să fie cooptați în lotul național de ușu să participe la competițiile internaționale și mai la nivel. Mulțumesc, Matei Mariu. A fost o competiție destul de gravă. Am întâlnit un sportiv de aceeași vârstă cu mine, dar potrivă că am fost mai bine pregătit, am câștigat meciul prin knockout tehnic. Atleți de la mai
pe stadionul Iamanoliul. La finalele campionatului național de atletism junior 2, după ce în weekendul trecut au participat la etapele de zonă la junior și senior. Și săptămâna aceasta avem o misiune grea, pentru că sunt campionatele naționale pentru junior 2, la care noi Dorile Ioana la probele de 3+400 metri garduri și aici urmărind să ajungem pe podium.
care este campioana, deși s-a vehiculat că terenul poate fi cel din Port, apoi terenul 2 al Astrei. În cele din urmă s-a hotărât ca partida să se desfășoare pe terenul oficial. Așadar, duminică de la orele 18 începe finala. Arsenal Malul Unirea Izvoarele, o partidă cu mulți suporteri pe Marina Anastasovici. Întâlnirea dintre reprezentanții galeriei celebrei Celtic Glasgow și băieții din galeria Astrei a pus pe Giurgiu Ven la lucru. Terenul din parcul Elevilor s-a transformat mai nou în loc de antrenament pentru fotbaliștii din galeria noastră, care vor înfrunta irlandezii din galeria lui Celtic. La Celtic vor veni 14 băieți din galeria lor, care la care merg la fiecare meci, care noi le-am văzut postările pe Facebook. Unde va avea loc partida, când și ce surprize la partida va avea loc pe arena Marina Anastasovici pe terenul numărul 2. Dacă sunt surprize, nu le dezvăluim. Locului în momentul în care vor ajunge la Giurgiu. Irlandezii care susține echipa scoțiană Celtic Glasgow și-a comandat pentru această partidă un echipament special pe care l-au postat pe internet. Cu toți au fost încântați de promoționalul pe care televiziunea noastră
olandezii au aterizat la București în jurul orelor 14 și au fost preluați de către băieții noștri și aduși pe malul Dunării. Primul popas l-au avut la sediul la Societății Uniți pentru Giurgiu. O întrevedere mediată de deputatul de Giurgiu Florian Nicolae. Vă mulțumim pentru că ați depus eforturi să ajungeți aici. We are happy for all the efforts you made to come here. Vă așteaptă colegii dumneavoastră suporterea echipei Astra Giurgiu, vă așteaptă cu nerăbdare. The fans from Astra are waiting for you. Sperăm să rămână asta o tradiție în ceea ce face.
care urmează, vremea va fi călduroasă în toată țara, local caniculară la început în regiunile vestice și sud-vestice, apoi în sudul și în estul țării. Astfel se vor înregistra temperaturi maxime de până la 35-36 de grade, izolat chiar 37 de grade în lunga Dunării, iar indicele de disconfort, temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități și la Giurgiu vremea va deveni caniculară cu temperaturi foarte ridicate. Sunt așteptate 36 de grade la Mihăilești, Comana, Ghim, Hotarele și 37, chiar 38 de grade de la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 4 km pe oră, presiunea atmosferică 762